Bine ați venit pe canalul meu la o nouă recenzie. De această dată vreau să vă prezint un parfum al unei case foarte interesante. O casă de parfumerie de nișă franțuzească creată în 2015. Parfumurile acestei case sunt creația parfumierului Marie Salamagne, iar până în acest moment, parfumurile, din punctul de vedere al numărului, sunt aproximativ 17. Deci n-au scos foarte multe parfumuri în cei 5 ani de activitate. Însă, cred că sunt parfumuri foarte interesante, lăsând la o parte aspectul, eu l-aș considera de tip chici, pentru că toate sticlele de parfum conțin foițe de aur în interiorul sticle, respectiv în momentul când agiți sucul din sticlă, acele foițe de aur încep să se agite, să se aglomereze, formând un joc de lumini, dar din punctul meu de vedere îl consider mai degrabă o chestie de tip chici și nici de cum ceea ce au încercat să transmită printr-o prezentare de tip opulent, luxoasă, folosind aur. Dar haideți să trec mai departe de această părere personală în ceea ce privește prezentarea sticlei și să mă refer exclusiv la parfum, la suc, la ceea ce face și cum miroase. V-am spus că este o casă interesantă, premieră pe canalul meu. Trebuie să vă mai spun că așa de mult m-a impresionat acest parfum încât mi-am mai comandat încă două eșantioane ale altor parfumuri de la aceeași casă. Care parfumuri se pare că sunt unele din cele mai bune scoase la această casă de parfumerie? Parfumul de față se numește Iris Fauve. Sper că am pronunțat cât mai aproape de pronunția franceză corectă. Un parfum apărut în 2017 și creația celui aiași parfumier Marie Salamani. Din punctul de vedere al încadrărilor factive, este un parfum floral balsamic, consider eu. Un parfum în care pot să zic că sunt trei jucători principali care îi percep eu din punctul de vedere al prezenței pe scena parfumului în comparație cu celelalte elemente constituente ale lui. Din punctul de vedere al prezenței scenice olfactive, am zis că sunt trei note, respectiv irisul, după cum și numele parfumului sugerează. Al doilea element este mirul, iar al treilea o combinație de note citrice și condimente dinspre scor scorțișoară. Deci acestea sunt, pot să-i spun eu, prin planul care acaparează întregul parfum, cu toate că mai avem în fundal multe alte note care susțin parfumul, îi dau o anumită rotunjime și încearcă să creeze o experiență cât mai plăcută, având în vedere că discutăm despre o notă florală care nu prea este populară în rândul consumatorilor de parfumuri. Deci v-am spus că parfumul este apărut în 2017, face parte din colecția Colecțion Noir. Sunt trei colecții scoase la această casă de parfumerie. Avem Colecțion Blanche, Colecțion Noir și Colecțion Riviera Collection. Cele din Colecțion Noir sunt cu capace pe culoare întunecată, neagră, cele din colecțion Blanche sunt cu capace pe culoare albă, iar Riviera Collection sunt sticle pe culoare albastră. Până acest moment, colecțion ar numără 8 parfumuri, am să vă Citesc câteva parfumuri într-un mod aleatoriu să vă faceți o idee cam ce parfumuri să le găsesc în această colecție. De principiu, fiecare parfum este centrat pe o anumită notă, de aici vine și numele fiecărui parfum. Avem, de exemplu, Iris Fove, apărut în 2017, centrat pe Iris, mai avem Rose Omeiad, Cuir Sacre, mai avem Rouge Sarai, Musc Immortel, Boa Sicar. Lun felin, Larm du desert, Ug uh, Rubis și cred că le-am acoperit pe toate. Deci sunt 9 parfumuri în total. Uh, din aceste 9 parfumuri v-am spus că am mai comandat 2 șantioane. Este vorba de, uh, dacă țin o bine minte, Larm du desert și de Lun felin dar în momentul când am să le primesc, le testez și vor urma niște recenzii și pentru acelea. Haideți să mă întorc la parfumul de față. Iris Fove, un parfum foarte frumos. Ca să vă fac o paralelă, dacă ați testat parfumurile din linia Dior Om, mă refer exclusiv la primele două, Dior Om Apa de Toaletă și Dior Om Intens, care conțin acea notă inconfundabilă de iris, vă puteți face o idee de nota de iris prezentă și în acest parfum. O altă paralelă pot să o fac, tot din colecția Dior Homme, este vorba de E, apa de toaletă, așa se și numește apă E în franceză, de asemenea pe o notă foarte frumoasă de iris. O altă casă care a creat parfumuri centrate pe iris este vorba despre Casa Prada cu parfumurile Infusion, Diris sau l'infuzion Diris Sedră sau l'infuzion Dom, care și acela este centrat pe iris. Dacă sunteți familiarizați cu oricare din parfumurile enunțate de mine, cu siguranță că și acest parfum vi se va părea interesant dacă veți avea ocazia să-l testați. L-am testat, eșantionul este de 2,5 ml, mi se pare foarte generos din punctul de vedere al cantității și chiar își merită prețul plătit pentru eșantion, având în vedere că ai suc suficient pentru este o săptămână, chiar două săptămâni de utilizare. Un parfum consider eu foarte potrivit pentru sezonul rece, un parfum balsamic floral pentru că avem nota predominantă de mir în combinație cu iris și trebuie să vă spun că la un moment dat, de fapt nu la un moment dat, chiar în momentul când l-am testat pentru prima oară, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și am spus ok, parfumul miroase foarte bine, dar îmi aduce aminte de un alt parfum. Stați să mă gândesc cu ce parfum îmi aduce mie aminte Iris Fovu. M-am uitat în sticlele care le-am aici, nu mi-a sărit nimic în ochi care să consider că se apropie de acesta, dar după aceea mi-am adus aminte de un parfum de la Diptyque. Este vorba despre Volut. Volut care aduce într-o anumită măsură cu acest parfum prin prisma notei de condimente, scorțișoară în combinație cu iris, numai că în volut mi se pare mult mai interesant, și nota de miere cu tutun. Pe când în irisfov nu avem mierea care îi dă densitate și dulceață, în schimb avem mirul în combinație cu scorțișoara. Sunt anumite, hai să spun, tipare olfactive care pot duce în ambele direcții și să se asemene cu volut și volut să se asemene cu uh, irisfov însă le consider parfumuri complet diferite, chiar dacă la prima senzație ai impresia că se apropie foarte mult. Ele totuși sunt diferite. Testându-le separat și chiar le am pe niște bucățele de hârtie pentru a le putea mirosi, sunt complet diferite. Iris Fov este mult mai centrat pe iris, are o notă foarte bogată de iris, e pudrat, e balsamic, e rășinos, e dulce, te învăluie ca o o pătură moale, catifelată, poate chiar de tip cașmir. Este foarte plăcută senzația în momentul când experimentezi acest parfum. Din punctul de vedere al deschiderii parfumului, parfumul se deschide cu o notă foarte, să zic eu, subtilă de citrice, dar pe urmă vine așa din spate cavaleria grea, avem nota de mir în combinație și cu scorțișoara și bineînțeles nota de iris. Parfumul are mai multe note în compoziție, însă consider că acestea sunt notele care țin prin planul parfumului. Iris, mir, scorțișoară și cu nota citrică care pur și simplu încearcă să mai taie din densitate, din dulceață, din potența balsamică a mirului. Din punctul de vedere al compoziției, în notele de vârf parfumul conține bergamotă, scorțișoară și iris în inimă regăsim paciulii, vetiver și nagarmuta sau ulei de cipriol, iar în bază avem mir, avem uh, trandafir de stâncă, mosc și stea strălucitoare, care este o floare cu numele latin Liatris spicata. Deci este un parfum cu multe note florale, dacă e să mă refer ca proporție din întregul pachet olfactiv, însă miroase dedicat Exclusiv pe nota de iris, în combinație cu scorțișoară mir. Deci este un soi de mir pe care îl pot identifica în Aqua di Parma, mira, pentru că acela aduce foarte aproape, din punctul de vedere al notei de mir, cu mirul pe care îl regăsesc în acest parfum. Parfumul miroase fenomenal de frumos, miroase foarte bine, îl consider foarte centrat, deci chiar dacă avem note florale în el, parfumul nu mă duce cu gândul că ar fi prea feminin sau prea efeminat. Nu, este foarte centrat, îl consider foarte adecvat pentru un bărbat, dacă este deschis în a purta parfumuri cu note florale, în special irisul care iris dă această direcție pudrată. Din punctul de vedere al perioadei când poate fi purtat, este un parfum de vreme rece, toamnă, iarnă, primăvară, iar din perspectiva vârstei celui care ar putea purta ca și cerință minimă pe care o văd eu ar fi undeva la minim 25 de ani. Deci minim 25 de ani, un parfum dedicat exclusiv sezonului rece, un parfum care poate fi purtat la o ținută de tip casual până către o ținută de tip smart casual un parfum care îl văd mai degrabă, un parfum de momente în doi, un parfum de tip romantic, seducător, nici de cum nu-l văd un parfum prea formal, un parfum de întâlniri de afaceri sau de a fi purtat constant în mediul profesional. Deci, la felul cu miroase, îl văd mult mai apropiat de genul de Dior Om Intense, care și acela e un parfum de tip seducător, un parfum care își extrage, să-i spun o notă balsamică din același filon ca și Aqua di Parma Mira. Este un mir foarte condimentat, foarte, nu pot să-i spun eu, luminos, cât mai degrabă solar, cu o tentă ușor masculină. Însă aici nota florală irisul încearcă să contrabalanceze influența masculină dinspre nota balsamică. Per total, parfumul îl consider foarte echilibrat, foarte centrat, unisex, astfel că nu văd niciun fel de problemă dacă un bărbat l-ar purta, ca să nu spun dacă o doamnă l-ar purta. Mie mi se pare foarte frumos parfumul și cred că ar mirosi foarte bine pe oricine, indiferent de gen. Din punctul de vedere al performanței, parfumul are o performanță peste medie în cazul meu. Deci eu discut de o longevitate de 7, maxim 8 ore, cu o proiecție foarte bună în primele 2 ore. După aceea parfumul gradual se retrage la nivelul pielii și începe să devină mult mai difuz, dar încă perceptibil, astfel că în plaja maximă de 8 ore deja e aproape imperceptibil, e insesizabil, dar consider că pentru un parfum de tip romantic, seducător, nu cred că stai la o cină peste 6 ore. E suficient 3-4 ore, astfel încât parfumul să fie încă potent și să se facă prezență, să-și facă simțită prezența și efectul scontat. Deci un parfum foarte frumos, un parfum care în afară de prezentarea de tip chici, mi se pare chicioasă prezentarea aceea cu bucățelele, cu foițele de aur din suc, însă lăsând la o parte acel lucru, din punctul de vedere al parfumului în sine, e un parfum foarte bun. Dacă este să mă refer performanță, felul cum miroase din punctul de vedere al centrării pe unisex, îl consider foarte, foarte bun, plus că miroase foarte natural, adică pe mine nu mă deranjează absolut nicio notă care să mă zgârie, să-mi distragă atenția sau să-mi mute, să-i spun eu, gândul de la o notă la alta, nu, totul este foarte cursiv, tranziția este lină, astfel că nu te poți distrage și poți să fii foarte bucuros să urmărești toată dezvoltarea parfumului. Deci un parfum care consider eu merită, însă nu la prețul pe care îl afișează din punctul de vedere al prețului de retail. Prețul de retail pentru singura cantitate de 100 de ml care e disponibilă se duce undeva la 230 de euro. Concentrația este apă de parfum, dar din punctul meu de vedere eu nu aș plăti banii ăștia pe o sticlă. Mai degrabă aș lua un, o sticlă eventual începută o sticlă testată, dar n-aș plăti prețul întreg pentru așa ceva. Dacă este să trag o concluzie, e un parfum care merită, categoric. E un parfum care vă recomand să-l testați. Nu știu în ce măsură este disponibil în România, dar din ce am văzut pe anumite site-uri se găsesc sticle de la această casă de parfumerie. Nu știu dacă este vorba și despre Iris Fovă, dacă există disponibilitatea să-l găsiți. Merită încercat, merită căutat, testați-l, sunt sigur mai ales acum că se apropie și perioada de temperaturi scăzute, acest parfum va pica exact la țanc, cel puțin să-l testați. Nota mea pentru acest parfum este nota 9, e un parfum foarte frumos, un parfum dens, floral, un parfum care miroase foarte romantic, de tip seducție și așa cum am spus, prinde bine pe oricine îl poartă, indiferent de gen. Deci concluzia finală, încercați-l, testați-l, vedeți ce cu el, vi-l recomand cu cea mai mare căldură, e un parfum foarte frumos dacă sunteți pasionați de notele florale în combinație cu notele balsamice. Nota nouă și aștept părerile voastre în legătură cu acest parfum dacă ați avut ocazia să-l testați. Acestea fiind spuse, am să închid aici acest video și până data viitoare vă doresc numai bine.